Hei, bună și... Hei, bună și bine v-am găsit la un nou episod. Da, asta e, asta o să fie semnătura mea. Bună ziua și după... Bună ziua. Da. Sunt un pic bine dispus că am reușit și eu după atâta timp să fac și un pic de piață pentru voi și să-mi fac și treaba mea, că trebuia să-mi iau odată un weekend ca să pot să-mi fac și eu treburile pe acasă, că deja am rămas în urmă de când cu piața. Editatul ăsta mi ia extrem de mult timp. Extrem de mult timp. 20 ăsta? 10. Și nu numai editatul, dar până se postează, până vai de capul meu. Deci totului tot gândește așa. În general, salut. Bine. Mi-a adus casete. Da, am găsit iar o tonă de casete, dar am apucat să le probez și nu-i niciuna în pana mea, adică vreo 4 ce scrie pe carcasă, în rest pauză, trebuie să mă duc mâine să văd dacă mai bine să le iau și pe restul, că mai mult ca sigur că alea care sunt alea la alte carcase sunt astea care ar trebui să fie în carcasele Gaișoan, nu-i niciuna în carcasă ei. În schimb, am ajuns în timpul săptămânii în Aurora, adică aia care se dărâmă, și am reușit să iau, cred că undeva la 50 de casete, fratele meu, cu populară, și manele, muzică ușoară, Animal X din anii 90-2000, mama mia ce... Am prins bine, deci mi-am umplut un raft și jumătate de casete. Asta au fost în timpul săptămânii. Nu știu, am intrat acolo, am vrut să-mi iau o pereche de papuci. Când intru, doi dărâmau cu buldozerul pe acolo. Băi, ești nebun la cap. Tot dărâmă frița asta. Sunt curios cum o face. Sper să nu o facă ca pe Piața Doina. Acum voi ăștia știți care sunteți din Timișoara. Deci Piața Doina e o caricatură pe lângă ce-o fost înainte. Mama lor de parcări. Frate, n-au oamenii unde să parcheze? Este o soluție foarte simplă. O mașină, maxim două de familie, nu 6-7 cum e acum, știi? Cam așa funcționează treaba. Deci cunosc eu persoane care au 5 mașini și ei sunt 4 în familie. Și că una e de rezervă. Man, dă-o dracu de treabă, mai mergi cu bicicleta sau cu trotineta sau pe jos sau... Mai ducem și alții, na, nu știu. Înțelegeți voi unde bat, apropo, că acum nu-mi găsesc cuvintele. Îți varză că am avut o zi lungă, deci gândește că acum, și episodul ăsta e mai scurt ca de obicei, vreo jumătate de oră, maxim. Gândește-te că m-am apucat la ora 6 de editat, adică acum, voiceover-ul ăsta și alea. De obicei, gândește că ajung acasă, până mai filmez, până mai probez, se face ora 12. Na, de la 12 până copiez chestiile pe calculator, cam ăsta e procesul, ăsta e procedeul, știi? Copiez filmările pe calculator, după aia deschid Filmora, pun să încarce filmările în Filmora și după aia începe editatul ăsta. Da, păi na, până mă mai gândesc la o glumă, două, până nu știu ce, na, știți voi, că nu se poate. Așa, așa vede. 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 în cap. Ne. Și m-a mai dat el, mai ia încă două de acolo. Nu, las că le bagă în ghiozdan, e ok, e ok. Trebuia... Băi, dar ce tântălău, trebuia să-i spun, frate, cât iei pe toate astea? Da, asta e greșeala mea. Asta și mâine eu zic. Păi, mai vin și mâine, nu-i stres. Nu știu dacă vin mâine. Dacă mai la două mâini, că am putinua că vin. Eu cam în fiecare weekend sunt pe aici, așa că... Nu, eu am pe cineva urmare, că mi-am luat și la 40 de case dimineață. Unul cu cioc, da. Mai înalt? Da. Ăla e de la Flex. Ce ok, salut! Aaa, deci ăla mi-a mie casetele înainte.
Îl știu, e ceva repair la Flextronics, în fine, sau tehnician sau ceva. În fine, să trecem mai departe. Unde rămăsesem? Ah, da, la procesul de filmare. Deci, de obicei, cum am spus, pe la 12 mă apuc de editat. Până editez se face vreo 4, 4 jumate, 5, cam așa. Pe la 4 jumate, 5 termină chestia asta de compilat video, pana mea, ce mai are converter, nu știu ce, și mă apuc de încărcat pe YouTube. Acum, până apare premiera aia instantanee de care știți voi toți, adică ca și asta, adică virgulă ca și asta, apoi aia durează mult și bine, în special dacă e un videoclip lung, cum a fost ăla de 2 ore, nu mai fac așa ceva, vă promit, stați liniștiți, nu mai fac clipuri de 2 ore, am văzut că sunt extrem de puțini cărora le place clipurile astea de, cărora le plac clipurile astea de 2 ore, deci nu o să mai fac așa ceva. În schimb, cred că o să fac vreo câteva săptămâni la rând clipuri de astea mai scurte, gen cum e ăsta. Adică o tai până în piață, iau tot ce-mi trebuie repede, vin acasă, papac rapid și asta e, pentru că, cum spuneam, trebuie să mai îmi fac și eu treaba, nu? Asta era o consolă de aia pentru copii, da? M-a tentat să iau, oricum am mai văzut așa ceva în piață, așa că e ceva foarte comun, nu știu ce-o fi pe ea, cine știe, prostii din alea de jocuri care zici că-s desene animate sau ceva, nu știu, sau mai rău, poate-i de-aia, Wiggy, Wiggy. Tot mă uit după o consolă Sega, fii mamă, zic. Ei, am mai spus, dacă aveți vreunul din noi, vreunul din noi, păi din noi, că suntem o comunitate. Dacă aveți, dacă are vreunul din voi o consolă Sega, dar completă, fratele meu, manete, tot, funcțională, man, scrie-mi, vezi că ai e-mailul acolo, scrie-mi, bă, am o consolă, bine, dar nu îmi ceri în pana mea vreo 200 de milioane pe ea, că n-am de unde. Adică vezi tu că sărăchie cu capa. Ce să-i faci? Na, dacă are vreunul din voi o consolă Sega, Mega Drive 2, ar fi și mai beton, și bineînțeles vreo 2-3 casete, scriem și negociem noi acolo. Ai văzut că în general nu trag pielea de pe om, eu cu bun simț, nu fac chestii nasoale să mă apuc, eu îți dau 2 lei pe consola aia dacă vrei, dacă nu, țin eu. Sau, păi, ai văzut că nu fac chestii de astea. În general, dacă e un preț bun, nici nu mai negociez, fratele meu. De exemplu, cum o să vedeți astăzi. Ăla, de exemplu, de la... Mamă, am zis deja de vreo 3 ori de exemplu. Ăla de la început cu casetele. O zis 5 lei caseta. Am mai negociat ceva? N-am mai negociat nimic. Deși puteam să spun, man, eu ți le iau pe toate astea, dar fă-mi și tu un preț bun. Sau, păi, mei. Nu, mai 5 lei preț bun. Spre diferență de ăsta, să vezi cât, deci să vezi, băi omule, iară prețuri în euro, că mă ia tensiunea numai când mă aduc aminte. Prețuri în euro. De euro? Adică 150 de euro sau 750 de lei. Mă ia-ți bățul. Încă i-am spus și lui, când aud euro, nu știu, mă ia-ți bățul. Păi da, dă-mi până, puii mei. Cum dracu să... euro? Zi, frate, în lei, că suntem în România, nu suntem în Europa. Da, da, ai auzit-o bine. Bine, fizic, suntem în Europa. Salarial... Nu suntem în Europa. Na, nu știu, nu m-am exprimat eu. Înțelege, de fapt, știți voi. În adâncul sufletului știți voi despre ce vorbesc. Adică dincolo un litru de benzină e 4-5 lei, la noi un litru de benzină e 7 lei, dincolo salariul e undeva peste 1000 de euro liniștit în mână, aici e sub 1000 de euro liniștit în mână. Deci așa că
Na, la asta mă refer. Deci suntem în Europa fizic, că în rest nu suntem în Europa. În rest suntem la chei, la cheții Europei. Și o să ajungem mult mai rău de atâta. Bă, chiar ați auzit? Vor ăștia să scoată cash-ul, bă, omule, de la banul. Păi dacă se face chestia asta, eu mă piș total pe România. Am plecat. Salam aleikum. Sau am aleikum salam. No, mai. Du-te, bă, de aici. Deci, practic, dacă se scoate cash-ul, Flavia se închide, că nu-i văd eu pe ăștia să aducă POS, adică, na, erau câțiva care aveau de vânzare, dar nu știu dacă știu ei cum se folosesc sau să fie programat ca să transmită și la na. Ești nebun? Aici am văzut ăsta, avea mai multe, avea și un laptop fain. Mă, nu cerea mult, gândind ce era. Nu știu, să văd, poate dacă mai mâine îmi strâng un pic cureaua luna asta și cred că-l iau. Aveam un Ryzen 7 cu un RTX 30 bla bla bla, 16 GB de RAM, 500 GB, scuze, acum îmi vedeți mie craci. Asta e. Și la papucii noi. SSD-ul. Tot ce e acolo, 30 de lei. A, păi, am luat stick-ul ăsta de 8 GB DDR4. Sincer, mă tenta să le iau pe toate în afară de ăla de Mac, că ăla n-aveam ce să fac cu el. Da, poii mei, ce să fac și cu astea, că n-am atâtea chestii care mi-acceptă M.2 sau NVMe, știi? Așa că am luat una și una. Și stick-ul ăla de RAM, adică, mă rog, RAM-ul ăia. Asta era o prostie de aia de Mac, de MacBook, Mac, pana mea, cum zici că sărață, Mac. Fuck you, Mac. Na, am luat chestiile astea cu 30 de lei bucata, în total 90, că-s 8 GB de DDR4 și două SSD-uri, unul pe NVMe și unul pe M.2. Da, le-am băgat în portofel și stai liniștit, le-am probat acasă, sunt perfect sănătoase. Spre uimirea mea au sănătate 100%. Așa, și vă descriam laptopul care l-avea ăsta. Că m-am uitat așa un pic și l-am mai și întrebat spre ieșire, că eram chiar curios să văd. Și 500 de giga SSD și cerea 15 milioane pe el, cu bateria perfect funcțională, probe, chestii. Mă, dacă stai să te gândești, Ryzen 7 cu RTX 3060 sau 3050, nu mai știu, Ti, bla bla, bă, nu-i mult deloc 15 milioane. Adică, na, pentru buzunarul meu e o țărică cam mult, știi? Adică trebuie să mănânc parizer nuclear iară vreo două luni după aia, da? Pana mea, cine se joacă după aia pe laptop cu RTX? Da, nu știu ce să zic. Gândește că n-am bine, e mobile RTX, da. N-am RTX nici măcar în calculatorul de acasă. Am o prostie de RX 590 de 8 GB, bla bla bla, sau 580, nu mai știu exact. În fine. De aia zic, încă n-am reușit să dețin o placă RTX de la Nvidia. Încă nu. Sau un RX 5900 sau 6000 sau puii mei care sunt astea noi de la Radeon, de la AMD. În fine. Să trecem mai departe. N-am luat laptopul ăla pentru că era ecranul spart, n-avea tastatură, n-avea nimica. Cam slăbuț la prietenașul cu 5 lei. Cam slăbuț astăzi. Am văzut niște boxe și o combină care, măi, deci așa mă tenta să le iau. De nici idee n-ai. Asta era o placă de 1 GB de DDR3. Un GTS, nu GTX, GTS 5900 sau 5800, nu mai știu exact care era varianta. În fine, o porcărie din anii 2000 la început. 2007-2008, nu mai știu. Oricum are, e majoră deja. Cred că e majoră placa.
Aici, uite, asta mă tenta. Sincer, mai mult mă tentau boxele. Mă tenta să întreb cât costă, mă rog, era 5 lei bucată. Și erau bune, mă, trebuia să le iau, știi, mamă zi. Când m-am uitat a doua oară, nu mai erau. Și erau faine, erau boxe de lemn. Bine, le luam prostiile alea de, din față jos, că nu-mi place, mie îmi place să se vadă difuzorul. Trebuia să fi luat. Asta. Ce să-i faci? Mai fac și eu prostii. Nu eram 100% sigur. A, las că mai prind eu din astea, că e plin de ele. Că nu mai folosește nimeni combine de astea care n-au și stick USB sau Bluetooth sau ceva, știi? Mai prind eu din astea. Odată la câteva luni mai găsesc câte una de astea, știi? Așa m-am umplut eu de boxe din astea de lemn, probabil le-ați văzut, care le-am conectat la Kenwood-ul de săptămâna trecută, la care mi-ați dat mulți dislike, mă, omule. Bun, știu, e foarte lung videoclipul și n-aveți timp să vă uitați, de asta nici nu o să mai fac clipuri lungi, mai bine scurte și drăguțe. Și au revenit prietenașii cu plăci de bază, cu chestii de genul, dar au venit, frate, cu niște prețuri de dincolo. Știi ce zic? Deci când am auzit ce prețuri au, îmi venea să plec de acolo, mă, omule. Astea erau niște plăci video la 1 giga, DDR5, Kakamaka, GTX 400 nu știu ce. Asta era o placă. Cred că pe 1155, dacă nu mă înșel, dar posibil să fi avut un i7 înăuntru, pentru că era din aia șmecheră care poți să-i faci overclock. Dar cerea mult, frate, pe ea și avea și RAM, na, avea 16 giga de RAM. Erau toate 4 stick-uri de 4 giga. Asta era de la un Mac ceva, dar mă interesau RAM mai mult, da. Am zis că cine știe cât mai cere și pe aia. Cam majoritatea plăcilor erau pe 1155 azi. Dar asta era mai de gaming și am zis, hai mă să întreb. Asta era, iarăși era o porcărie de 1 giga. O Nvidia de la Gigabyte. Asta la ce preț? Și asta... 250 de lei, ai auzit bine. Când am auzit, nu, mersi. Mai ales că s-a aruncat așa, deci 99% că nu merg. Și bine am făcut că am venit aici și m-am mai cotrobăit un pic din astea și am găsit... Hați, ce-i pungă aici? Ia să vedem. Ia să vedem, ce-i pungă? Opa! O placă video care pare nouă. Și la ce preț? Și asta la ce preț e? Aia e 200 de lei. E ieftin, îmi jur dacă nu e ți-o doi ieftin. Are 6 giga RAM. Nu, are 4 giga RAM. Ce tare? 4. E nouă, să moră dacă nu e nouă. O fi. Am furat tot într-un magazin. Serios. 150 primiți pe ea. 150 primiți pe ea. 180 iau, că primul client e, că acum am lăsat un nici lucru. N-am, oricum, 150 am. Dar mie un cafea. El e prietenul nostru care pune pe YouTube. Da. Eu o să luăm. 2, 3, 4, 5. Okay. Mi-e o cafea, cu lapte, te rog, îți dau bani de la mine. Până mă duc până acolo, ei, până nu știu ce, da. Tot dau astăzi, tot la plouă, am greu. Și hai. Sursele la ce preț le aveți? Zi-mi pe toate astea, că dai la ingro. Ce zici de nebucată, unul special? Sursele la ce preț le aveți?
La astea. 100 de lei. Nu mai este bani. Ok, mersi. Ulei. Păi, nu știu cât mai am la mine. Nu trebuie să pleci. Cred că mai am vreo 30 de lei. De aia zic. Păi, dacă nu e, nu e. Da, tipul zicea că să mor eu dacă nu-i nouă, bă, să nu cumva să asculte Dumnezeu într-o zi și să... Mai zicea să mă duc să iau o cafă, frate, bă, mă las. Ei, apropo. Dar nu, las, mai bine tac. Na. Nu știu, băi, aveau niște prețuri astăzi, ai auzit și tu, placa aia de bază cu procesor, 250 de lei. Pe placa asta video cerea 200. Mă și mir că m-au dat-o cu 150. Bine, e un 1050 Ti de 128 biți, știi? 4 GB RAM, GDDR5, bla bla bla, de la Gigabyte. Dar, na, e ok. E decentă, e o placă decentă care se poate folosi și azi. Bine, dacă n-ai pretenții, că na, pentru pretențioși nu e. Ok. Ei bine, și asta a fost captura pe azi. Azi n-am stat mult în piață, am stat foarte puțin, după cum ați văzut, am intrat, pac, destul de rapid. Și am luat așa, jumate de taraf TV e aici. Ia stați să văd dacă pot să vă apropii o țară. Deci cred că jumate de taraf TV e aici. Începând de la Costi, nu știu ce e aia, LA, Sorin copilul de Haur, Adrian copilul minune, numai copii pe aici. Star Comando 1, Star Comando 2, Carmen și Adrian, Nicolae Puță, Guță, manele non-stop, tot ce vrea moșchii tăi și Bravo Hits. Știu că când eram, mai țineți minte, când eram mici și foloseam casetele astea ca... Asta era pornachele nostru înainte, știi? Luai asta, luai asta, luai asta. Vremuri bune, păi mei. Uite și tu, asta era pornache de mult, ce să-i faci? Înainte să punem noi mâna pe revistele alea, erau astea. Așa, în fine. Deci toate casetele alea, 5 lei bucata, și avem un gigabyte, bună întrebare, nu știu ce e asta. Este un GTX 1050 Ti de 4 GB și 128 bit GDDR5 de la Gigabyte. Na, ce să mai atâta. Și gândind că am dat 150 de lei pe el, eu zic că am făcut treabă bună, când pe eBay este 109 dolari, bla bla bla, eu e ok. Nu știu dacă nu-i 1050, dar nu știu sigur. Sincer că am pare o imitație din aia de pe Wish, dar nu cred că e. Sigur nu-i. O să caut să vedem. Deci ar fi așa: GV liniuță N105TWF2OC 4GD. Deci 4 giga aia sunt sigur că îi are. E cu alimentare de 6 pini, are și ceva cupru. Acum, de faină e faină, dar partea asta, sincer, îmi dă senzația că e o de aia de pe Wish. Bine, știu că nu e, dar așa îți dă senzația. Cum văd portocaliu ăla, mă ia zbâță. Avem o plăcuță de DDR4, 8 giga, la 2666. Na, era bună chestia asta.
Și bineînțeles avem două SSD-uri de M.2 sau M.SAT, dar nu, asta e M.SATA. Nu, asta e NVMe și asta e M.2, care are două tăieturi. Așa, asta este de 128 GB și asta este de 256 GB. Deci avem unul de 128 și unul de 256, ăsta de 8 GB, placa video și toate casetele astea. Știu că am luat și m-am mai pus încă asta și mai una, nu știu, mi-au pus el, cred că așa sau nu mai știu exact. A, nu, asta. Astea două le-am mai pus el în plus. Pune acolo, lasă fie. Și ca mâine mai aduce. Păi vedem acum. Păi strâng și până la urmă o să facem un dita mai episodul cu toate casetele astea ce le-am luat. Na. Și apoi vedem. Vă mulțumesc că ați rămas cu mine până aici. Puteați să fiți oriunde în lume, dar ați ales să fiți aici cu mine. Așa că vă mulțumesc frumos. Vă rog frumos să lăsați mai jos puțin părerile despre episodul ăsta și dacă ar trebui să continui cu seria asta de episoade mai scurte puțin. Bine, cumpărături la greu, dar episoade mai scurte. Aștept feedback-ul vostru, eu am fost Paul sau The Kilotless, cum mă știți voi. Țineți minte, no kilot a day keeps the brânză away. Ne vedem în episodul următor. Salut!